Fac artă din deșeuri. Un grup de eleve de la gimnaziul Hrușova, raionul Creuleni, și-au confecționat rochii și accesorii din ziare, sticle și saci menajeri și au organizat o defilare de modă ca pe marile podiumuri. Spectatori și critici au fost colegii și profesorii lor din școală. Elevii spun că astfel vor să demonstreze că deșeurile pot fi transformate cu puțină imaginație în creații vestimentare. Acțiunea adolescenților vine de fapt să lanseze un proiect cu finanțare europeană de aproape 2 milioane de euro câștigat de conducerea raionului. Banii sunt destinați pentru amenajarea în comuna Hrușova, unui poligon de acumulare a deșeurilor. Ajungă să fie ovaționate în asemenea aplauze, fetele au muncit cu sârguință și cu mare dibăcie la confecționarea vestimentației și accesoriilor ciudate pe care le-au purtat. Rochia mea este făcută din pungi împlute cu ziare și aer. Și în cât timp ai făcut-o? În 15 minute. Cu această rochie eu am fost la carnaval și ea a atras foarte multe priviri, fiindcă este o rochie mai deosebită, mai specială. Eu vreau să arăt întregii lumi că aceste lucruri care mi se par nouă banale pot fi întrebuințate și în alte scopuri pentru a face ceva frumos. De acasă mi-am luat pungile de cartofi și de sfeclă și mi-am făcut rochia. Rochia mea este confecționată din saci menageri. Mi-a luat aproximativ o jumătate de oră ca să o confecționez și prin asta vrem să arătăm lumii întregi că deșeurile pot fi folosite și în alte scopuri decât cel de a fi aruncate pe stradă. Brățara este din cartonul de la scoci cu o bucată de sac și frumusețată cu sticle. Încântați de rezultatul final, colegii fetelor spun că le vor urma exemplul. Fetele au muncit foarte mult și ele au vrut să demonstreze anume elevilor, pentru că ei cel mai mult gunoi fac, că nu trebuie să facem acest lucru și chiar și deșeurile pot fi utilizate într-un scop frumos. Din niște lucruri foarte simple, din niște chestii pe care noi le aruncăm sau poate credem că nu sunt folositoare, ele au creat ceva foarte frumos. Noi nu ne-am așteptat că avem așa talente, fetele sunt foarte frumoase. Hrușova mai are un motiv de mândrie. Comuna este partener al unui proiect transfrontalier european câștigat după o luptă grea de către Consiliul Raional Criuleni și care prevede amenajarea unui poligon la periferia satului. Avem Ecoșență, Bușcană, Mărdăreuca, Chetrosu, Ciopleni și Hrușova. Poligonul va fi instalat aici, cum ar fi în zona dată. Cu suportul Consiliului Europei și cu suportul partenerilor noștri, eu cred că vom face niște lucruri frumoase pentru țara noastră ca să ne simțim și noi europeni, dar la noi acasă. Acest loc este de mult timp planificat, circa 2 hectare de teren alocat prin decizia Consiliului. Acest teren este departe de localități. Va fi construit un drum special. Proiectul Managementul deșeurilor solide pentru localitățile rurale este finanțat de Uniunea Europeană prin programul de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Bugetul total al proiectului este de 1.893.819 euro.